Salut și am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi sunteți la episodul cu numărul 8 din cariera noastră foarte frumoasă cu Manchester United, unde am rămas în decembrie pe 23, unde de asemenea mai avem câteva meciuri de jucat până când intrăm în perioada de mercată din iarnă, adică în ianuarie, unde avem și aici foarte multe meciuri interesante. Însă înainte să-i dăm drumul, v-am jucat acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja pentru a strânge acolo 1K subscriber, pentru că nu uitați că pregătesc ceva special pentru 1K subscriber. Și desigur, dacă tot v-ați abonat, nu uitați acolo să activați și clopoțelul pentru a primi notificări când post ceva nou. E bine, acestea fiind spuse, înainte să intrăm în perioada de iarnă, vreau să ne zicem puțin cine vrem să plece de la echipă. Și părerea mea sincer este că Onana trebuie să plece, ok, asta e clar. Onana pleacă 100%. Însă noi mai avem nevoie de un nou jucător. Și acela este ori în mijloc, ori în atac. Și mă refer desigur la Rashford și la Mount. Acum vreau să scrieți voi în comentarii ce transfer să fac și pe ce poziție, pentru că o să facem așa. Un portar și probabil un mijlocaș sau un atacant. Așa că vreau să votați acolo voi, nu să votați. Să-mi spuneți în comentarii mijlocaș și ce mijlocaș sau atacant și ce atacant. Pentru că Onana oricum pleacă, sigur. E bine, și nu uitați că noi avem 90 de milioane la dispoziție. Adică, na, o să mai vând eu niște jucători, adică Antony vreau să plece. Poate niște mijlocaș la rezervă acolo. Van de Beek cred că a plecat deja. Oricum, o să mă uit eu ce jucător vreau să vând și o să mai crească bugetul. Însă, na, am vrut să vă dau o idee cam ce buget avem ca să știți ce jucător să-mi spuneți. E bine, trecem la următorul meci, care desigur este versus cei la West Ham. Cei sunt pe locul 6 la egalitate de puncte cu noi și avem nevoie de win, adică trebuie să stăm clar măcar în top 5, dacă nu în top 4, deși noi trebuie să stăm neapărat în top 4, însă este cam greu. Totuși vedem că City nu este foarte departe de noi, adică ea are doar 39 de puncte, este cu 6 puncte, însă putem să o ajungem, zic eu. Echipa lui West Ham arată destul de bine, adică Kudus, Bowen, En-Nesyri în atac, are Ola, da, echipa chiar destul de bună. McTominay, ce face acolo? Cred că l-am transferat, nu mai țin minte exact. Însă arată destul de bine, ne poate pune probleme. Echipa noastră totuși arată și bine, însă este obosită, chiar este obosită, așa că uite, o să facem noi niște schimbări, băgăm pe Eriksen și în stânga, da, l-aș băga pe Antony, dar nu cred că o să se scurce, așa că o să-l păstrăm pe Rashford. E bine, și încerc primul meci din acest videoclip, hai să vedem dacă reușim să ne surcăm aici versus această echipă. West Ham atacă foarte bine aici, au centrare bună, rămâne mingea la ei și nu pot să cred, ne luăm gol la început de meci, efectiv e minutul 4, minutul 3 și ne luăm gol instant de la En-Nesyri, bă, ce gol, uitați-vă puțin la ce gol. Deci, centrare cu capul nimerită, cum a rămas mingea la Kudus, pasă, nu știu dacă a fost pasă de fapt la En-Nesyri și En-Nesyri, efectiv, o bubă din fața porții. Da, n-am început bine acest videoclip, sperăm să nu rămânem așa. Bine, acum Rashford are șansa aici și oportunitatea să centreze. Ați vedem o centrare la Eriksen cu capul. Wow, cât de aproape, cât de aproape, însă scoate are ăla. Haideți să vedem și un corner, încercăm aici să dăm pe sus la Mbappé, însă da, sare portarul. Trece foarte bine acolo Kudus, până la urmă reușim să scăpăm. Bine aici Rashford trece foarte bine. Se poate duce mai departe, pasa nu este bună la Mbappé, uită în spate Mbappé. Bine aici Eriksen, pasa la Rashford, Rashford se poate duce. Du-te Rashford, du-te tată, du-te tu singur, tu singur, șutează, însă nu pot să cred ce apărare ăla, bă. Davis înapoi la Rashford, Rashford se poate, hai, du-te Rashford, du-te Rashford, bine mă, bine mă, bine mă Rashford, mă, bine mă Rashford, bine cu șutul ăla, altfel pierdam și la West Ham. A ținut de minge foarte bine, șutează foarte bine și reușim să scriem. Facem 1-1. Ocazia foarte bună pentru West Ham. Pasă în spate la Ward-Prowse. Ward-Prowse încearcă să șuteze, însă nu reușește. Minge la cornet. Hai să vedem că reușim să ne apărăm. Înapoi la Ward-Prowse. Ward-Prowse șutează și marchează. Nu pot să cred. Nu pot să cred ce golden lump. Revedem faza. Foarte bine aici execuția, dar n-am ce să zic. Chiar foarte bună execuția la Ward-Prowse. Nu mă așteptam absolut deloc că n-o să ia aici Onana. Ok. Bine, Mbappé, du-te. Du-te, tată. Du-te, Mbappé. Șutează. Șutează. Bine, mă. Bine, mă, Mbappé, mă. Bine, mă. Ce bun trivela de la Mbappé. Reușim să facem 2-2. Egalăm din nou. Revedem faza. Foarte bine aici cu viteza la Mbappé. Reușim să înscriem din nou. Mbappé cu trivela o pălângare. Ola. Facem 2-2. Nu pot să cred. Deci am rămas fără reacție. Deci am interesat mult cu reacția. Dar ei, deci nu vine să cred. Cum reușește? Cum reușește? Doar uitați la fază. Nu mai trebuie să mai zic nimic. Doar uitați la fază. Cum a reușit să centreze acest balon? Cred că e Bowen. Dar uite și tu pe coronet. Ce bine se poziționează și portarul efectiv nu are nicio șansă. Nu pot să cred. What?
Ce a fost asta? Nu, că trebuie să uităm pe Insta Replay. Nu pot să cred. Da, stai, că vă arăt imediat. Ia uite și aici fază. Uite și ce era să ne facă Onana. Dacă nu era Eriksen acolo, nu pot să cred ce era să ne facă Onana. Da, e bine, până la urmă, se pare că West Ham și-a dorit victoria mai mult decât noi. Ne bată cu 3-2, din păcate, da. Un meci chiar foarte, foarte greu. E bine, următorul meci este versus și la Aston Villa. Un meci destul de greu, însă jucăm acasă pe Old Trafford. Însă suntem pe locul 6. Ne îndepărtăm tot mai mult de top 4, unde trebuie să fim noi. Însă mai avem până la finalul sezonului, deci eu zic că o să ne jucăm. Echipa lui Aston Villa chiar arată foarte, foarte bine. Diaby, Watkins, Ramsey, Douglas Luiz, chiar, da, chiar arată foarte bine echipa. Și a noastră la fel, însă cam obosit acolo, Rashford obosește este destul de rapid. O să băgăm aici pe Anthony, sperăm că va juca ok și da, cam... Da, cam asta putem să facem, rest nu prea putem să facem nimic. E bine, și ce meciul versus cei de la Aston Villa. Să vedem dacă reușim să-i batem și să urcăm și noi puțin mai mult în clasament. Și se pare că aici Aston Villa are o ocazie foarte bună de a înscrie. Încercăm aici să ne apărăm, șutează până la urmă, însă Onana ne salvează data asta. Bine, aici Garnacho se duce foarte bine, are viteză, se poate duce să înscrie, șutează și nu pot să cred, Emi Martinez salvează acolo. Haideți să vedem și o centrare foarte bună la Varane, însă nu o nimerește. Ocazia însă a lui Anthony, șutează, deviată mingea, bine Mbappe, s-a dus acolo bine rapid Mbappe, a văzut că nu s-a jucat bine portarul să o prindă și Mbappe este omul potrivit la locul potrivit. E bine, cu puțin noroc reușim să facem 1-0, nu înțeleg aici cum n-a reușit Emiliano Martinez să o prindă, dar ok. Reușim până la urmă să avem balonul din nou. Anthony însă trece foarte bine, se strecoară, însă apără Emi Martinez, bă, ce a apărat. Bine, acolo Diaby, se pare că se face 2, se face 1-1, nu 2 nimic, niciun 2, se face 1-1, egalează cei de la Aston Villa, da, mi s-a părut și mie un atac foarte periculos aici, Diaby, uite și cum a scăpat Diaby, da, chiar foarte, foarte bine acolo. Bine, aici Anthony se poate duce, pasa este bună la Mbappé, este bună, Mbappé dacă reușește să-și păstreze echilibru, este roșu, ultimul fundaș și este roșu, trebuie să fie roșu, este roșu, mă, bine, mă. Bine, Mbappe, scoate un roșu. Bun, și acum avem ocazia să înscriem. O să încerc, n-am ce să fac, trebuie să încerc. Șutăm ceva, deci hai să șutăm la colțul lung. Șutăm așa, ceva de genul, încercăm și noi. Aproape la maxim. Și Bruno, eram sigur că n-o să ajungă nicăieri mingea aia. Bine, aici Mbappe, se pare că este spațiu defensiv, însă Emi Martinez salvează, ce bine apăr acolo. Foarte bine aici ocazia, însă apără bine acolo, apără Onana. Bine aici Garnacho, are ocazia aici să înscrie, se duce Garnacho, du-te, nu-i băga în seamă. Șutează, însă apără Emi Martinez, bă frate, cât mai apără omul ăsta, bă. Neapără cele mai importante faze, hai să vedem și o centrare, dacă neapără și centrarea cea la Guimaraes, da, nu cred că reușim noi ceva, da, eram sigur. Bine aici Garnacho, foarte bine poziționat, vedem pasă la Mbappé se duce foarte bine, șutează și apără Emi Martinez, bă, deja e prea bun Emiliano Martinez ăsta, cred că-l transfer eu. Ok, hai să mai vedem, încă o centrare, însă este la colțul al doilea, hai să vedem aici Mbappé, nu reușește, Varane însă dacă reușește aici, bine mă Garnacho, m-am văzut faza asta dinainte, bine mă Garnacho, ce bine poziționează acolo balonul însă și pasa de la Varane. Revedem faza foarte bine aici, Varane cu capul pasa la Garnacho și Garnacho cu stângul reușește să marcheze până la urmă în poarta lui Emiliano Martinez. Garnacho aici are ocazia să înscrie al doilea gol în acest match pentru el. Hai să vedem dacă reușim. Garnacho, du-te, tată. Du-te, șutează și reușește să marcheze. Wow! Wow! Nu mă așteptam. Deci nu mă așteptam la acest șut. Mamă, chiar vreau să văd pe replay. Ia. Revedem faza foarte bine aici, se duce Garnacho cu viteza lui și chiar dacă era obosit, șutează foarte bine, mamă, cum s-a... A prins efect mingea a prins efect pe lângă portar, nu pot să cred. Bine, mă, Garnacho. Oli Watkins trece foarte bine, încercăm să-l oprim, însă nu putem, frate, bă, ce s-a dus Oli Watkins, face 3-2 acolo, reușește să marcheze și el un gol, efectiv s-a băgat Varane în el și Dalot, însă degeaba, a vrut să dea neapărat gol. Foarte bine aici McGinn, se duce foarte bine, ultima, cred că, fază din match, hai să vedem acum McGinn ce va face, este pe flank, reușim aici să o respingem, astfel se va continua, au corner.
Hai să ne avem și până și Emiliano Martinez încercăm aici să-l scoatem cât de cât pe Onana. Și acum Anthony foarte bine la cap, șut foarte bun, însă apără Onana. Bine mă Onana, ce a apărat acolo. Haide, oprește pe McGinn și nu pot să cred. Nu pot să cred, este penalti. Nu pot să cred, nu. Nu pot să cred așa ceva, nu. No, 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 no. Nu pot să cred, no, ăsta nu e penalti. Ăsta nu e, ce a făcut, bă, că nu i-a făcut nimic. În minutul 93, Aston Villa are penalti și ocazia de a face 3-3, hai să vedem. Și șutează, și șutează în stânga sus. Nu pot să cred așa ceva. Cum ne egalează în minutul 94-93. Da, 3-3, încă un egal în Arsenal. Bă, frate, bă. E bine, trecem peste acest match pentru că, să fiu sincer, am fost uimit. Deci cum am putut acolo să fim egalați a fost o chestie foarte incredibilă. Însă următorul match este versus cel la Nottingham Forest. Și este ultimul match din decembrie și se pare că jucăm la ei acasă. Deci, da, trebuie să-l câștigăm pentru că va fi destul de greu. Echipa la viață destul de bună e Langa, Origi, Sangareta. O echipă destul de ok, Reina și el acolo, Montiel. Da, hai să vedem. Totuși, na, echipa asta este cam pregătită pentru acest, cam prea bine pregătită, dar nu înțeleg de ce, dar ok, nu mă supăr. Așa că, na, intrăm meci. E bine, și în ce meciul contra aceea Nottingham Forest la acasă, să sperăm că putem să-i batem și nu mai facem un egal. Bine, Rashford se poate duce foarte bine, Rashford caută pasă la cineva, trece foarte bine singur. Pasă la Mbappé, caută pasă la Gemaraj, Garnacho, Garnacho șutează și marchează, mă! Bine, mă, Garnacho, mă! Bine, mă, Garnacho, ce bine s-a învârtit acolo și ce bine a plasat balonul. Bine, aici Garnacho se poate duce, are viteza necesară, pasă la Mbappé, căutăm pasa la Rashford, Rashford! Bine, mă, Rashford, mă, ce șut puternic de la Rashford, însă și ce pasă de la Mbappé. Revedem faza foarte bine aici, a plecat Garnacho, pasă la Mbappé. Mbappé pasează foarte bine la Rashford și Rashford efectiv o bubuie din fața porții. Bine mă Rashford, mă. Ocazia foarte bună pentru Nottingham Forest, Origi șutează și se pare că se face 2-1, dar nu se lasă nici mai prejos, reușește să marcheze. Bine aici Bruno a scăpat foarte bine, Bruno șutează însă apără portarul, ce bine apărat acolo. Hai să vedem acum Bruno pasă la Garnacho, Garnacho șutează și însă apără portarul, bă cât de bine apără cu portarul. Șansă pentru Nottingham Forest, hai să vedem acum dacă reușim să ne apărăm, șutează însă în blocaj, o pasă frumoasă însă reușește Davis să o preia. Hai să vedem acum Rashford găsește pasa la Bruno, pasa la Mbappé, Mbappé șutează însă apără portarul, bă dar ce, s-a apucat toți portarii mă să apere toate șuturile mele. Bine aici Rashford, dacă ai viteză poți să te duci, du-te Rashford! Haide Rashford! No, cât de aproape să prind acel balon. Bine, aici pasă la Mbappé. Hai Mbappé, du-te! Du-te, tata, ai viteză! Ai nu știu cât, 99 pace probabil. Șutează și marchează, mă. Bine, mă, Mbappé, mă. Mbappé și rapid și foarte agil. Ce să mai zici, mă, frate? E bun. Revenem faza foarte bine aici, pleacă Mbappé la o cursă care niciun trei nu poate să-l ajungă. Șutează foarte bine și facem 3-1. Foarte bine aici Garnacho, vede pe Mbappé, Mbappé însă este ok, hai că prindem Mbappé, Mbappé acum dacă reușește pasa la Mount, Mount șutează și marchează, mă, bine mă, se face 4-1, marchează Mount al 4-lea gol. Revenem faza foarte bine aici Mbappé, până la urmă reușește pasa la Mount și Mount finalizează frumos pe lângă portar și face 4-1. E bine și se trece meciul, reușim aici să câștigăm și noi primul nostru meci de azi cu 4-1 versus Nottingham Forest. E bine, suntem oficial în luna ianuarie, unde următorul meci este în Emirate FA Cup, unde o să jucăm pentru că este un meci important, însă înseamnă că luna decembrie s-a terminat, așa că va trebui voi să alegeți un jucător al lunii. Însă noi mai departe o să vedem ce reușim să facem aici în Emirates FA Cup, unde dăm de Exeter, care nu știu de unde vine echipa asta, probabil că, na, din ligile inferioare. Echipa lor, dar nu este cine știe ce, este cam slăbuță, destul de slăbuță. Așa că mă gândesc să odihnește jucători dacă tot. Așa că, uite, băgăm pe Eriksen, Hoylund, Antony în locul Rashford că știm că obosește, Lindelof în locul Varan, Van Bissaka că și așa era supra pe noi. Hai că îi dăm și ocazie lui Malasia și dăm play highlights. E bine și începe meciul versus Exe, nu mai știu cum o cheamă. E bine, oportunitate pentru noi, hai să vedem dacă reușim să facem ceva, șutează Antony însă în blocaj, șutează și nu pot să cred, a blocat efectiv toată lumea mingea aia. Antony continuă acolo, pasa este foarte bine la Hoylund. Hoylund acum dacă reușește, șutează însă apără portarul, frate, bă ce apără.
Ok, și se pare că avem o ocazie de penalti azi în aceea, dacă reușim să marcăm și până la urmă. Nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred, portarul ăla e zeu, îl iau la bine echipă. Îl vând pe Onana și îl iau pe el. Hai, Garnacho, hai. Arată de ce ești în stare. Garnacho se împiedică. Da, asta e în stare. Haideți să vedem acum ocazia lui Mbappe. Soloran, du-te, Mbappe. Du-te. Ocazia ta. Mbappe și marchează Mbappe, mă. N-avea cum să nu marcheze, frate. De acolo, 1-1 versus portarul versus ce vrea el. Tot am reușit să înscriem. Ok, ocazie foarte, foarte bună pentru Manchester United. O să încercăm aici să înscriem. Hai să vedem, un ceva de genul, eu zic că este destul ok. Hai să vedem, îi dăm așa, nu? Hai, îi dăm așa, putere destul de mare, îi dăm încă o dată și șutul este bine plasat, însă nu reușim să scriem. Și se termină meciul, reușim aici să-i batem cu 1-0 pe cei de la Xeret, ceea ce nu mai țin minte cum îi cheamă, însă îi batem. E bine, și următorul meci este în Carabao Cup versus Manchester City, unde, da, o să vedem în episodul următor ce se întâmplă. Noi am avansat destul de puțin în luna ianuarie și mai avem timp foarte mult la dispoziție pentru a transfera jucătorii. Așa că vreau să-mi scrieți în comentarii pe ce poziție și ce jucători trebuie să transferăm. Desigur, portarul o să transferăm categoric, însă vreau să-mi scrieți și idei de portar, pentru că nu am foarte multe. E bine, și cam asta a fost videoclipul de azi. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați că n-ați făcut deja pentru a strânge acolo 1K subscriber, pentru că la 1K subscriber avem un videoclip special pentru voi. Și desigur, dacă tot v-ați abonat, nu uitați acolo să activați și clopoțelul pentru a primi notificări când postez ceva nou. Eu am fost Andrei Albait, v-am pupat, pa, pa!